Pentru domnul Rosean, dacă sunt întrebări. Da, dacă îmi permiteți mie, Olaru Gabriel, studentul SPE contra Constantin Sperea. Aș vrea să încep că mă bucură faptul că autoritățile noastre au reacționat, cât și a statelor vecine ca Ucraina și Georgia, și au adus aportul pentru colaborarea în privința securității și a soluționării pașnice de eliberarea teritoriilor ocupate de Federația Rusă. O implicare, după mine, este a fi una constructivă și sper că va urma cu o reacție diplomatică din partea Federației Ruse pentru a pune punct acestor probleme. Dar, totuși, întrebarea este în felul următor. Conflictul în care au fost implicate forțele militare ale unui stat străin, aflate nelegitim pe acest teritoriu, nu au avut rezonanță politică din partea organizațiilor internaționale. Membru al căror a fost și este țara, care și la acest moment nu își retrage trupele militare. În vizita dumneavoastră, cine trebuie să pună punct acestui conflict? Mulțumesc. Voi răspunde, voi comenta ceea ce ai spus tu cu, cred că te-ai referit la conferința de săptămâna trecută. Poziția mea personală, o idee nobilă, foarte bună de consolidare a cooperării a trei state pe dimensiunea securității și apărării, s-a transformat într-un eveniment politic. Cu spuneam și cu alte ocazii că foarte mult mi-aș dori ca după această conferință să fie dezvoltate proiecte tripartite, patru latere pe dimensiunea securității și apărării. Sunt rezervat că asta va fi, pentru că, în final, nu există voință politică. Asemenea, conferință a avut anul trecut în Georgia, la care au participat parlamentarii noștri. Ați văzut vreun rezultat după acea conferință? Cel mai mare rezultat care poate fi anul viitor să se întâlnească acești